Avem cea mai mare rată a inflației din Europa. Ce vorbești, mă? Suntem și noi pe primul loc la ceva. Sărăcie, sărăcie. Nu o să vă plictisesc cu prea multe date, doar voiam să mă laud cu acest 5,8% cât e rata inflației la noi, comparativ cu media europeană, care, uitați aici pe micuțul grafic, care e la mai puțin de jumătate, adică 2,8%. Ceaușescule, ieși un pic din groapă să vezi ce am ajuns. De mânuță cu noi s-au luat Belgia cu 5,4% și Ungaria cu 4,1%, iar la polul opus se situează Finlanda cu 0,5%, Letonia cu 0,8% și Danemarca cu 1%. Ei, acum ne explicăm și noi de ce avem prețurile astea bubuite la tot, de la alimente, la energie, la ce vreți voi. Datele arată că avem și PIB-ul baban, de zici că trăim cu toții la Monaco. Dar când te uiți la majoritatea românilor, parcă nu avem așa față de conturi în Elveția. Ideea e că dacă au crescut prețurile, a crescut și valoarea taxelor, deci mai mulți bani la buget. Dacă ne-a lovit că au crescut impozitele și carburanții anul acesta, la anul treaba asta va avea un efect favorabil. În schimb, reglările de prețuri la alimente vor avea un efect nefavorabil. Prognoza e că rata inflației va scădea până la sfârșitul acestui an la noi în țară la 4,0%, iar până la sfârșitul lui 2025 la 3,4%.